și-o-i de am ajuns premier. Dacă are în cap o ceață. Apariția acestei manele care a fost îmbrățișată de internauți și a fost viralizată cu 10.000 spre 100.000 de vizualizări se potrivește perfect, iată, cu conjunctura actuală, doamnelor, domnilor, în sensul că în debutul ședinței de guvern, eroina acestui cântec, laudativ până la urmă, de ce nu, a comis-o din nou. Și dacă a comis-o din nou, oare de ce nu am arătat și invitaților mei, pe care am să-i prezint după ce o ascultă pe cine? Pe Viorica Vasilica Dăncilă. Aceste modificări au fost făcute pe baza consultărilor cu Comisia Europeană. Putem spune pe scurt că reducem democrația și reducem birocrația și reducem termenele. Cred că este foarte important acest lucru și cred că acest lucru este așteptat de foarte mulți români. De multe ori gândurile și ceea ce până la urmă ai în forul tău interior apar și se duc prin cavitatea bucală către popor fără să mai fie, știu eu, stăvilite de ceea ce trebuie să fie, nu? Adică hai să reducem democrația, că și cu birocrația ne-am obișnuit deja. Viorica Vasilica Dăncilă, într-un context în care domnia sa ne explica cât de bine o ducem, ca de obicei în debutul ședințelor de guvern, și în care ne vorbea despre ce? Despre ceea ce vor ei să facă. Vor să vă umble la legea achizițiilor publice. Da, și uite foarte bine cu cântecul și cu declarații am nimerit și am lovit nația exact unde trebuie. Adriana Petrescu, psiholog, bun găsit, Adriana Petrescu. Bine te-am găsit. Dacă nu ar fi de plâns, aș râde și aș zice subconștientul acesta. Deci da, vorba ta, mai scapă cât un porumbel, dar încă o dată mai fac un apel. Doamna Dăncilă, sunt oameni care vă pot ajuta pe cuvânt zău, gratuit, nu trebuie să dați un leu, vă ajutăm cu tot dragul. Doar să cereți ajutor. Atât. Ștefan Edveș, jurnalist, evenimentul zilei și capital. Bun găsit, Ștefan. Laurențiu Rebega, europarlamentar pro România. Bun găsit, Laurențiu Rebega. Haideți să revenim. Cântecul în sine este unul viral, e ok, poporul român face haz de necaz. S-ar putea ca acele versuri să fie zborâte dintr-un pur adevăr, dar dincolo de asta, hai să vorbim despre faptul că acum în ședința de guvern, lăsând și reducând democrația, nu birocrația, cum ne declară Viorica Vasilica Dăncilă, se vorbește despre modificarea procedurii de achiziție, atenție, în sistemul electronic de achiziții publice și este și o agenție. Domnule, aici vorbim despre faptul că diriguitorii țării acesteia a observat că se fac contestații la licitațiile publice și de aia nu avem noi nici autostrăzi, nici infrastructură de cale ferată sau ce mai... Nu avem nimic în țara asta pentru că unii răi fac contestații. Și domnul Teodorovici de la Finanțe a luat hotărârea că de acum această procedură nu va mai fi transparentă decât dacă plătești ca să poți să faci contestații. Ștefan Edveș, știu foarte bine că ești la curent cu subiectul. Ce vor să facă de fapt? E foarte simplu de explicat, pentru că dacă vă aduceți de aminte, în 2008, 2010, 2011, fosta guvernare din acea perioadă a introdus pentru prima dată acel prag de 2% pentru a depune din valoarea contractului o garanție în momentul în care îți scrii contestația. Acum, statul român, după, nu știu, 10-12 ani în care ne-a construit 100 de kilometri de autostradă, hai, 200 de kilometri de autostradă, nici un spital, nici o școală, absolut nimic, spune că nu se poate construi nimic la noi în țara noastră din cauza contestațiilor. Și s-au gândit că dacă ar pune din nou acest prag de 2%, de minim, de această sumă de 2% din valoarea licitației pentru a contesta, probabil că acei contestatari de meserie s-ar retrage. Bun, eu atunci vin și vă explic foarte clar și vă punctez faptul că sunt cel puțin 5 companii mari din toată Europa sau din lume, nu doar din Europa, din Asia sau din China, din oriunde, care își depun într-un cont
acel 2% probabil banii de cafea și contestă în continuu. Automat la aceste licitații de sute de milioane de euro, miliarde de euro, acum cel puțin pe calea ferată și pe parte de infrastructură rutieră, de autostrăzi, sunt licitații de sute de milioane și miliarde de euro. Ei vor veni și vor sta doar ei la masa respectivă. Închei prin a-ți explica că în 2010-2011 casele de avocatură specializate în achiziții au contestat această procedură și Curtea Constituțională a declarat și a precizat faptul că este neconstituțională această procedură prin care eu trebuie să am 2% sau tu pentru a contesta ceva. E drept că în România se contestă orice, oricând, o virgulă, un și, un sau. E adevărat că se contestă, sunt proceduri de contestație 2-3 ani, cel puțin pe calea ferată, mi-aduc de aminte, a fost o licitație blocată 3 ani din cauza contestațiilor. Revin, sunt convins că avocații vor contesta, sunt convins că vom rămâne blocați în continuare în achiziții și nu vom ajunge nicăieri. Lorențiu Rebeca se pregătește cumva prin această, nu știu, ei spun, această îmbunătățire a legii achizițiilor publice, se pregătește nu de fapt îndepărtarea contestatorilor, ci acordarea unor contracte, unor firme prietene? Că despre asta este vorba. Cred că e simplu în momentul de față. Când vrei să distrugi ceva sau să bulversezi ceva, mai faci încă o comisie, mai faci încă o anchetă, mai încerci să schimbi radical un sistem care deja... Așa cu hibele lui funcționa cât de cât și avea cât o eficiență. Problema nu cred că se pune aici. Gândiți-vă că vor să mai înființeze un tribunal care să rezolve în momentul de față contestațiile. Eu ajung să înțeleg că în țara asta, după cum vedem cu toții, nu sunt suficienți bani să facem infrastructură, să facem educație, să facem orice altceva, dar înființăm tot felul de comisii, comitete, tribunale și așa mai departe. Eu cred că Lucrurile sunt mult mai simple. Lucrurile sunt mult mai simple pentru că nu pleacă neapărat de la cine contestă, ci pleacă de la regulile pe care trebuie să le întrunească o companie, care e foarte simplu. Și atâta vreme cât proiectul este simplu și nu-l complicăm, lucrurile vor fi foarte ușor de aplicat. Eu cred că acolo, în momentul de față, există o altă abordare. Nu mai e control pe ce a fost până acum. Și cred că lucrul acesta se vede pentru că la orizont se întrevede o criză și criza știți ce înseamnă pentru cei care sunt în momentul de față în anumite poziții. Criza înseamnă o instabilitate și criza înseamnă de altfel și pierderea susținerii, nu numai financiare, dar și politice. Deci cred că în momentul de față, prin această bulversare a sistemului de achiziții publice, nu o să facă decât să se blocheze din nou situația de proiect. Dar nu e ca în curtea școlii, pe bune acum, adică toată lumea, mă rog, e și chiarul ăsta politic, dar și media vine și spune așa, dom'le, n-ați făcut nimic, mă, în țară. Bă, dar nimic n-ați făcut în țara asta. Și ne-am pe ordinea de zi din guvern apare informația asta. Dom'le, trebuie să simplificăm legea achizițiilor publice, pentru că, iată, din cauza contestatarilor, noi n-am făcut nimic, că noi am fi vrut să facem ceva. Dar stai puțin, că există o lege proastă și noi trebuie să o simplificăm. Adică ne-am scos. Laurențiu, e foarte, foarte simplu. Una dintre legile lui Chomsky, dacă nu poți să-i convingi, zăpăcește-i. Eu nu știu ce ne mai mirăm noi aici. Deci, pe cuvânt, noi serios, ar trebui să facem o emisiune hazlie. Cu decalogul lui Chomsky? Exact. Noi trebuie să facem o emisiune hazlie. Noi chiar încercăm să fim așa de serioși în emisiunea asta. Și pe stradă oamenii în continuare merg cu telefoanele sub nas la volan. În continuare nu prea le arde de muncit. Și în continuare doamna prim-ministru are nevoie de ajutor. Uite că îți îmbrățișez cumva ideea. Știi că e prima regulă din cele 10 porunci a lui Chomsky. Poporul trebuie să aibă mereu mintea ocupată cu altceva decât cu problemele lui adevărate. Exact. Și acum ne batem așa, în contextul zilei de astăzi, ca să nu vorbim pe altă zi, da? Păi se întâlnesc netam-nesam la ieșirea de la parchetul general Negolescu cu Blejnar, cu Sorina Alexe și dau nas în nas și cu Andreea Cosma, ca să fie treabă. Noi, taca-taca la televiziune. Așa. Bun. Iese Petre Roman de la parchetul general, că e acuzat
acolo cu dosarul Revoluției, bă, nici o sură la mâncat, nici gura nu miroase. Eu arăt document aici în emisiune, așa că el era FSN și știa foarte bine ce face încă de pe 23 decembrie. Bun. Uitat, acum, Viorica Vasilică Dăncilă spune că trebuie să mai umblăm pe la democrație, așa, că avem prea multă, așa, dar vreau să zică birocrație, și da, vorbim și de achizițiile publice. Băi, poporul se uită aici la noi și zice, zice poporul conform celei de-a doua legi din decalogul lui Chomsky, o vede pe Viorica Vasilică Dăncilă, că domnule, trebuie să umblăm la birocrație, nu trebuie să perceapă conducătorii drept salvatorii națiunii, exact, ia că te-a salvat națiunea. Păi bine, acest lucru cu, dacă vreți, eliminarea din stufoșenia birocratică pe care o avem, este un proiect la nivel european, de nici măcar la nivelul asta nostru, pentru că putem să facem de mult. Nu, dar este un proiect în momentul de față în dezbatere la nivel european, care bineînțeles încearcă să transpună la nivelul tuturor țării, pentru că s-a constatat că există o birocrație excesivă, nu neapărat într-o țară anume, dar chiar în capitala Europei, și atunci încearcă să uniformizeze într-o oarecare măsură posibilitatea de accesare a fondurilor mult mai rapid decât era. Acum să spui că ne-am consultat cu cei de la Bruxelles ca să facem acest lucru, mi se pare puțin peste mână, că eu puteam să facem lucrul ăsta. Bruxelles, Comisia Europeană, specialiști de acolo, Digi Competition și toți cei de acolo au spus sau au recomandat să duceți acel 2% și secretizați o licitație categoric de 500 de milioane de euro. Nu, nici vorba. Dați seama, este o licitație acum pe cale ferată între Brașov și Sighișoara, 25 de kilometri, 28 de kilometri de cale ferată, tunel, chiar am scris ieri, contractul este de vreo 5-600 de milioane de euro. Nu, o face de aur sau cum? Ca să probabil. Bine, dar depinde dar cum să secretizez licitația? Să există introduci? Vă dați seama cât e 2% din suma respectivă? Sigur. Păi atunci mai vine doar o firmă, o companie mare din Italia, una din Franța și una din... Da, ce din Franța la mine? Să se urce și pe mine banii, știi, dacă suntem la trei companii mari, stau la masă și ei iau bani de contestații și vor câștiga ei întotdeauna. Nici o firmă din România nu-și permite acest lux de a opri 2% garanție pentru contestație. Bun, dar vreau să știu dacă e adevăr sau minciună. Laurențiu Rebega, fiind la Bruxelles marea majoritate a timpului, știi ce se întâmplă acolo? Comisia Europeană îți spune ție ce să faci în legea achizițiilor publice? Comisia Europeană în cel mai rău caz recomandă în urma dialogului pe care îl are cu ministerele de resort din fiecare țară. Dar aici este o altă discuție. Eu când vorbeam că există în momentul de față o dezbatere la nivel de reducerea birocrației, eu spuneam că este o dezbatere. Această dezbatere vine în urma sesizării pe care statele membre le-au făcut prin ministere de resort, prin parlamentarii de la Bruxelles și așa mai departe, și s-a ajuns la concluzia că toate țările se confruntă cu astfel de birocrație, care nu are absolut nicio legătură cu impunerea unor lucruri pe care în momentul de față le dezbatem aici în România. Revin la ceea ce spuneam, este imposibil aproape să secretizezi o licitație publică, având în vedere că Uniunea Europeană așa își dorește o transparență mai largă cu ceea ce se face sau cum se folosesc banii proveniți de la Uniunea Europeană. Deci nici vorbă de așa ceva. Cred că este aproape... Da, Laurențiu, dar ești de acord cu mine că secretomania. Așa, că nu-mi iese cuvântul, că eu nu folosesc secrete. Le vine mănușă celor de la guvern, așa își doresc. Eu zic să nici nu se mai chine, să facă ei un resort în care vin tot ai lor. Dar nu pot să facă ministerul încredințărilor directe, fără ca să ne mai întrebe nimeni ce și unde am dat banii. Și ce bine sună, ministerul încredințărilor directe. Bravo, Laura. Eu am propus-o și am mai zis-o chiar la dumneavoastră în emisiune, pentru că noi tot trăim de ceva vreme, trăim așa, dacă vreți, această nostalgie a lipsei de infrastructură și a lipsei de sistem de educație bun și așa mai departe. Nostalgie e o realitate, era un rând, doamne! Totuși, iertați-mă, s-au făcut 15 km. Tot în acest context cu decalogul lui Chomsky, vă rog să vă iertați, dar mi-a plăcut ideea la maxim, da? Deci, atenție, poporul trebuie să perceapă conducătorii drept salvatori ai națiunii. Adică, pentru asta inventează, spune Chomsky ăsta, nu-l cunosc, dar invit în emisiune, false amenințări, ori creează probleme grave care îngrijorează real opinia publică, iar apoi oferă soluțiile, da? Și acum, din ceea ce vedem din istorie, frățioare, dispar banii de la pilonul 2 de pensii. Wow, întreaga opinie publică, inclusiv noi. Se jură ei tot. Nu e adevărat, nu e
Adică au rezolvat problema, da? Bun, și acum o să vedem ceva care e de la punctul 3 din decalogul lui Chomsky, adică poporul trebuie pregătit permanent pentru tot ce e mai rău. Dar de data asta umblă la el cine? Președintele Klaus Iohannis. Pentru că întotdeauna domnia s-a spune așa, domnule, eu vă atrag atenția. Bun, o să vedeți despre ce este vorba imediat. Este delicios, sincronul, vreau să-l ascultăm împreună. Mai simplu și cu certitudine mai bine, în opinia mea, să construim autostrăzile de care avem nevoie în cât mai puțini ani, nu în decenii, așa cum, din păcate, se prefigurează potrivit ritmului de melc de până acum. În afară de hărți colorate și planuri frumoase, lumea se uită și la rezultate. Iar cei 15 km de autostradă dați în folosință în ultimul an și jumătate înseamnă ridicol de puțin. În programele guvernamentale, infrastructura de cele mai multe ori a fost o prioritate doar la nivel declarativ. Și nu vorbesc doar de ultimii guvernanți. Infrastructura nu este un slogan care sună bine doar când aduce capital electoral. Dezvoltarea infrastructurii este chiar cheia prosperității. Ia uitați-vă ce declară președintele Klaus Iohannis. Da, am eu acum o scăpare de memorie. Cine a pus guvernele astea, cine a semnat pentru a girat guvernele astea, ultimele 6-7? A fost o scăpare, cine, cine, zice cine, domnul cine, președinte, a fost cine? O scăpare. A fost? Ce a fost? Scăpare. Aha. Dar nu n-a văzut până acum, în cât, are 4 ani deja, nu? În 4 ani de mandat n-a văzut domnul președinte Klaus Iohannis că nu se face nimic, apar doar hărți colorate cu autostrăzile din România. Stai, că un pic așa, că am și eu o problemă cu președintele. Adică acum așa da seama. Păi spune de ce ai ieșit cu sincronul ăsta astăzi, Ștefane, tu, și aș vrea să comentați, dragi invitați. Pentru că ieri, ăia de la uzina Ford, investitorul american de la Craiova, au răbufnit și au spus, guvernule al lui România, care ești tu, când a venit noi cu uzina aici, mi-ai promis că în câțiva ani, dar repede, îmi faci și mie drum să ies și eu, să merg să car și eu mașinile. Ei, acum nu te mai rog să mi le faci și nu mai accept promisiune, trebuie. Bă, și ce s-au gândit aia de la laboratorie, de la Cotrocine, aia de îl sfătuiesc pe președinte? Șefu, fii atent că au ieșit aia de afonda. Unde-mi pleci batale mâine? Păi la Mioven, la Dacia, știi că avem de asta, știi? A, păi zile batale cu autostrada, să știm o treabă. Uite, m-a descoperit roata azi. Laurențiu, din categoria ceartă-i un pic, ceartă-i. Poate un pic și spune. Dar n-a pus 3 guverne, a pus 4 guverne. PSD, sunt 4 guverne PSD. Dar de Cioloș nu zice? Cu Victor Ponta, cu SR. Și rămâne președintele României, care în 4 ani de mandat, până acum, a intrat în al 4-lea an, are în dreptul dânsului 50 de kilometri de autostradă, plus minus. Aia e vina președintelui aici. Stimate domnul președinte, desemnează bugetul, aprobă bugetul României, bugetul ministerelor, bugetul companiei de drumuri. Cum stai în 4 ani plus minus 50 de kilometri de autostradă? Îi făceam noi doi. Nu cred că făceam noi doi, dar mă rog, eu mulțumesc foarte mult pentru... Voi făceați mai mult de 50. Domnule, dar 8 și 1 a face. Eu cred că esențial pentru noi este să reușim să depășim această alocare a fondurilor pentru anumite proiecte prioritare și am spus-o și de nenumărate ori. De fiecare dată noi avem probleme, că nu putem să atragem fonduri de la Uniunea Europeană, că nu suntem în stare să facem o prioritizare. Domnule, de 10 ani de când suntem membru stat cu toate drepturile de pline ale Uniunii Europene, nu reușim să facem o autostradă. Toată lumea ne spune că avem o problemă cu autostrada. Este incredibil că nu reușim. Am spus de fiecare dată. Singura soluție este următoarea. Un buget multianual care să spună acești bani sunt numai pentru autostradă. Nimic altceva. E simplu. Există. Nu este există. În momentul ba de față. Există. În bugetul CNADNR, da. CNAIR, există o rubrică Există rubrica. Avem memorie colectivă, oameni buni. Uitați-vă ce spunea Klaus Iohannis în România lucrului bine făcut. Ce face el acolo? Ia, în România lucrului bine făcut, kilometri de autostradă nu rămân pe hârtie.
ci sunt construiți, contractele sunt încheiate corect, nu în detrimentul statului român, iar datele de finalizare sunt respectate. Ce-i cu România lucrului bine făcut? Ce-i cu această lozincă? A, e lozincă Chomsky, cu care domnia sa a câștigat președinția României? Aoleu! Păi și ce a zis? Că el n-a vorbit niciodată pe hârtie despre kilometri de autostradă care se vor face? Domnul președinte. Auzi, domnul Lențu, eu întotdeauna am avut o nedumerire, dar uite, acum o spun public. Păi noi pentru cine facem discuțiile astea? Că ăia de acasă, săracii, se gândesc, mai că se dă... pentru cei foarte mulți de acasă, cărora le mulțumesc că se uită la prea frumoasa emisiune. Dar ei săracii ce să facă? Ce să facă? Că uite, nu poate să facă, noi nu putem să facem, noi discutăm, vine Laurențiu cu o soluție. Vine Ștefan cu alta, mai zic și eu, de decalog, mai râde, mai... Dar ce se întâmplă concret? Pentru că, vezi tu, mai vin două, trei știri, Doamne ferește, un accident, s-a dus atenția publicului. De ce? Na, nu... Da, știi ce se întâmplă concret? Nu știu ce să zic. Se mai inaugurează în următoarea jumătate de an 20-30 de kilometri de autostradă. Românii sunt mulțumiți. De câte ori se inaugurează? Păi și cam atât. Plus că sper din tot sufletul să nu se întâmple, stimate domn, cu bani europeni construim de vreo câțiva ani autostrăzi muzeu. În România azi avem de vreo 3-4 ani, prin 2014 avem 2015, autostrăzi muzeu pe care nu le putem utiliza. Vă imaginați în ce țară trăim? Păi nu știu că... Comisia Europeană vede lucrul ăsta? Sigur. Pe banii lor facem asta. Nu, facem pe banii noștri, că fiind într-un bloc comunitar, sunt și banii noștri. Deci nu trebuie să spunem în momentul de față că numai unii ne ajută și noi nu facem nimic. Problema este, dacă vreți, de seriozitatea pe care noi o arătăm față de noi, în primul rând. Cât de repede vrem să ne schimbăm? Uitați, noi încă mai discutăm după 10 ani de apartenență la spațiul Uniunii Europene despre aderarea României la spațiul Schengen, care nici n-ar fi trebuit să existe o astfel de discuție. În condițiile în care... Discutăm vreo 5 ani sau 10. Deci aceste lucruri nici n-ar trebui. Asta înseamnă că politicienii trebuie să-și asigure foarte bine nota de responsabilitate pentru ceea ce reprezintă. Nu putem să vorbim fiecare despre lucruri pe care nu le cunoaștem. De aceea, de fiecare dată când sunt convins că Ministerul Transporturilor, cu legăturile pe care le-au avut la Bruxelles, la Comisia Europeană, au primit instrucțiuni mai mult decât clare. Nu se întâmplă numai la noi. Vă dați seama că doamna comisar Corina Crețu a venit săptămâna asta, dacă nu mă înșel. A venit la... De multe ori a venit. Cred că a venit în ultimul an de vreo, nu știu, N ori și a tot țipat. România, guvern român, faceți ceva, cheltuiți banii europeni, construiți ceva, faceți autostrăzi, faceți cale ferată, faceți spitale, faceți ceva. Doamne, în contextul în care Comisia Europeană ne dă bani gratis. Cu președintele și cu autostrăzile și cu guvernul. Eu am o întrebare pentru toți trei invitații, da? Noi în România alegem, trimitem niște oameni, niște funcții care... Ei asta trebuie să facă, să conducă țara asta, da? Avem un președinte de o parte a eșichierului politic, a puterii politice. Președintele este al tuturor românilor, nu există de parte sau de altă. Dar e un președinte adică care face opoziție acum și avem un guvern, o coaliție PSD altă. Nu poate să facă decât opoziție. În momentul în care ești de 4 ani în funcție și vezi că ăia, cărora tu le-ai semnat și bugetul, n-au trecut în bugetul un leu pentru autostrăzi. Ba da, sunt bani pentru autostrăzi. De la an la an. Te contrazic. Păi stai puțin, Ștefan. În cei 4 ani... Ei au trecut bani. Da. Dar n-au făcut. În momentul în care în 4 ani vezi că nu s-au făcut kilometri de autostradă... Și s-au cheltuit miliarde de euro... Și ești după 4 ani și spui asta, constați asta după ce sar... Aveți noi doi producători mari de mașini, așa. Te-ai dus la unul și îl citesc patru. Iertați-mă! Așa, cum domnule să nu fii deopotrivă de vină? Cum să nu fii complice, vă întreb eu, la modul în care nu știm să facem lucruri în țara asta? Ești complice, clar! Tu trebuia ca președinte, dacă nu-i stăpânești pe aia de la guvern, să ieși în 4 ani în fiecare zi și să-i împingi de la fund. Hai băieți, faceți și voi ceva. Eu așa văd președintele care nu are propriul guvern, cumva. Tu ai spus că noi i-am ales. Noi nu-i alegem pentru că nu avem din ce alege. Și de regulă oamenii sunt aleși dinainte. Deci asta e iarăși o iluzie cu noi alegem oamenii care se duc în guvern. Nu, ei sunt bine mersi. Știi cum e? La vremul noi tot noi. Și așa va fi de acum înainte. Și atunci normal că suntem pe gășcuțe, pe găști, pe prietenii, că și noi trei, dacă facem o firmă de autostrăzi, apoi să vezi că nu
te luăm pe tine, niciodată în gaz. Deci nu-ți iese de la judecătorie. Tu ești incompatibil, da. Nu vrei. Okay. Nu cred că... Acum, știți, asta este, dacă vreți, principiul democratic prin care toți aleșii... Nu te pune cu psihologul care îți demonstrează că nu există alegeri și că există manipulare. Dar n-avem timp. Dar există manipulare peste tot. Exact. Nu numai în România. Exact. Adică, dacă îmi spuneți că... Dar nu te supăra pe mine. E manipulare. Pentru că dacă eu mâine vreau să candidez, să zicem, așa mă trezesc eu în dimineață și zic nu mai vreau să trăiesc bine, vreau să trăiesc și mai bine, atunci nu cred că vreun partid, nu mă duc independent, că n-am cum și nimeni nu mă susține. Dar puteți să creați un partid. Serios. Uită-te un pic la mine, crezi? Da. Nu, adică nu vreau să cred că încă România nu avem capacitatea democratică prin care putem să... S-au schimbat foarte multe lucruri. S-au schimbat foarte multe lucruri. Am senzația că Laurențiu Rebega strâng foarte mult la Bruxelles. Mm-hmm. Ai pierdut contactul cu politicienii ăștia din România. Nu puteți să spunem că toți sunt aleși dinainte. Adică este greu. Vă dau un exemplu concret. El e străin. Ministerul Transporturilor. Se întocmește un document pentru achiziția de, nu știu, cumperi 10 calculatoare în Ministerul Transporturilor, indiferent pe fonduri europene, pe bani, pe bugetul de stat. Se întocmesc toate hârtiile, maldări de documente, 2-3 săptămâni, o lună, și la un moment dat strângi un 20-30 de semnături și ajungi la poate ultima sau penultima semnătură, statul român. Și constați și vezi că o virgulă sau o literă e greșită. Dacă o literă sau o virgulă e greșită în documentul ăla, în Ministerul Transporturilor, totul se reia de la zero și mai durează încă o lună, două. O simplă achiziție. Asta e statul român. Acum nu te supăra, dacă nu vă supărați. Vorbim și de oful Corinei Crețu, da? Vorbim de oful Corinei Crețu. Bă, noi avem bani pentru voi, sunt bani și voi nu-i luați. Da. Dacă te duci la autoritatea asta, nu pește prăjit, la Ministerul Agriculturii, la Orențiu Rebega, te duci la Ministerul Agriculturii cu proiect european și ai făcut-o și ai plătit consultanța și asta, ai numerotat cele 60 de pagini, atenție, le-ai numerotat stânga sus, ca așa zicea într-un ghid. Și vine funcționarul de la minister și zice, e purilă, nu e eligibil, dar de ce e puraș? Ce am făcut? A greșit ceva? A, zice, nu, le-ai numerotat, nu-s numerotate în dreapta jos. Păi stai mă că asta e o chestie de formă, nu de fond. Nu contează, s-a dus tragerea, la revedere, have a nice day. Ce vorbim, despre ce țară vorbim aici? Pe astea să le vadă și președintele, și Dăncilă, și cine? Cel mai îngrijorător este că totuși comisarul este destul de apropiat față de partidul de la guvernare. Deci aici e un lucru apropiat, stimate domn, dar degeaba vine comisarul, ne arată cartonașul roșu, ne fluieră, ne dă 11 metri, ne spune... Haideți să facem ceva în contextul în care Comisia Europeană în următorul program 2020-2027 sau cum o 2021, sunt convins că ne vor tăia banii. Nu ne vor tăia. Păi ba da, pentru că anul viitor trimitem oameni la Parlamentul European. Stai să vedem listele atunci. Luăm publicitatea acum, te rog. Luăm publicitatea acum, după publicitate, domnule, a răbufnit. Băi, l-am mai văzut noi postările Facebook criticând pe acolo, pe acolo. Bă, da, fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, a răbufnit de-a dreptul într-o înregistrare pe Facebook. Eu am găsit-o și am zis, mă, o difuzez. Are un minut și vreo 10 secunde. Bă, da, o difuzez să fie difuzată. Așa, și o să o comentăm după aceea. Publicitate, revenim. Petrescu, psiholog, ne-a psihanalizat pe toți. Nu suntem cu toate țigările pe casă. Ștefan Edu, jurnalist, evenimentul Zilei Capital, europarlamentarul pro-România Laurențiu Rebega cu mine și cu vorba filmată pe care Gelu Diaconu, fostul șef ANAF, a dat-o publicității astăzi de dimineață pe propria pagină de Facebook. Eu am ascultat ce a spus omul ăsta și cred că ar trebui să ascultați și voi. Gelu Diaconu, fost șef ANAF. Bine v-am găsit! Ieri președintele Iohannis, surprinzător, a caracterizat în mod inspirat activitatea guvernului. O harababură. Să detaliem. Ne-am pricopsit. Avem un guvern stufos, format parcă dintr-o adunătură de colhoznici, poate cu 4-5 excepții. Mass media ne prezintă zilnic primul ministru ca pe o gospodină semi-analfabetă, slugă nevertebrată la un stăpân hulpav. O justiție măcinată de lupte intestine și compromisă de imixtiunile făcătorilor de dosare. O populație îmbătrânită, inactivă social,
și dependentă de pomana tătucului din Teleorman. O mass media copleșită de compromisuri și devenită, din păcate, o oficină de propagandă pentru prostirea celor săraci cu Duhul. Nu-i de mirare că tinerii ne fug în toate zările, iar oamenii de valoare se retrag scârbiți și rușinați din viața publică. Deasupra tuturor tronează un prădător malefic care ne zâmbește superior de sub mustață cu un calm rău prevestitor pentru țară. Vă mulțumesc că mă citiți și vă primesc cu bucurie aprecierile și criticile. Gerard Diaconu a fost șef ANAF, supărat pe tot și pe toate. Bun, ce spuneți? Bună radiografie a societății românești sau nu? Eu sunt uimită că omul ăsta a fost șef ANAF. Deci e prea inteligent. Cum ce-a făcut el de la pus șef ANAF, de nu și-au dat seama că domnul Diaconu e un tip inteligent mucalit. Probabil că și-au dat seama, nu a mai fost șef ANAF. Exact. Incredibil. Deci acum vorba lui Laurent. Domnul Diaconu, faceți-vă partid, vă votăm. Simpatic. Nu, dar radiografia cum e, Laurențiu Rebeca? Hai că acum ești într-o postură ciudată. Mi s-a părut, dacă o să reiei filmulețul scurt, minut, două, că îi șoptește cineva, deci uitați-vă că dânsul se uită în dreapta lui, se uită la cineva. Și tot timpul ar primi o aprobare de la acel cineva din dreapta, că nu cred că se uită adică, la un porumb. Adică are vreun PR? Nu știu, deci uitați-vă că la un personaj se uită dânsul în dreapta. Imaginar, poate fi un personaj imaginar, adică și așteaptă deci aprobarea fără nicio problemă. Deci am amintit de doamna Viorica Dăncilă în acel moment, n-a avut acel interviu, când cineva din dreapta dânsei tot timpul i-a șoptit ceva. Sau îi spune, ceva. Îi spune altă limbă și de-aia să gândește deci să traducă. Vă uitați că în dreapta domnul Diaconu nu e singur pe în citește birou. De undeva ce ai și cum n-are prompter, a citit de pe o foaie de hârtie. Fost șef ANAF sau un om într-o funcție mare, trebuie să aibă un discurs de un minut fără foaie în față. Ceea ce spui tu, să știi că are un sâmbură de adevăr. Băi, oameni buni, deci iar mă duceți la formă fără să vedeți fondul. Păi faceți și voi ca Chomsky, da? În decalogul lui. Dar, iarăși cu decalogul. Dar, dacă vrei să deci omul a făcut o radiografie clară, concretă și dacă vrei să punctezi că Dragnea nu e bun, nu trebuie o foaie. Nu știu, un minut. Ștefan Edeș, are dreptate la Laurențiu Rebeca. Știi cum faci tu acum? Eu te întreb dacă violetele sunt violete și tu spui că rața are un bodăl așa, plat și face mac, 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 mac. Hai să vorbim despre ce a spus omul. A zis bine sau nu a zis bine? Da. Păi, nu, dar toată lumea, începând de la portarul de la Casa Presii, toată lumea zice la fel, da? Portarul unde am parcat, portarul de oricine acum... Bun, acum nu ne spune toți prietenii tăi, dar hai. Nu, dar toată lumea, acum, eu am înțeles că Dragnea e cel mai rău. Nu sunt avocatul lui, nu sunt fan Dragnea, nu sunt fan PSD. Dar eu am înțeles că domnul Diaconu o fi supărat că, din ce mi-amintesc bine, PSD-ul l-a schimbat. Și acum a avut deci ceea ce a făcut acum, hai să facem abstracție, că e Gelo Diaconu. Omul ăsta pe care noi l-am dat la televizor, hai, nici nu știm cine, da? Omul ăsta a spus niște lucruri, da? Suntem într-o harababură. Nu și le-a asumat în totalitate. Dacă vă uitați la începutul discursului, a spus așa. Ceea ce a spus președintele Iohannis. Domnule, iar am dat un nu, dar eu vă spun că să înțelegeți că asta a spus ce a spus deci președintele Iohannis. Eu cred că lucrurile astea se întâmplă așa. El a început discursul cu dumneavoastră, corect. Doamnă și domnilor, credeți că lucrurile astea se întâmplă așa în România? Exact așa. Da, dar tot să spunem, dar pe noi nu ne dai la televizor. Cum? Da, uite, suntem acum la televizor. Păi nu, că asta mă doare. Și asta e și întrebarea. Dacă tot spunem și vedem lucrurile astea, de ce avem inerția asta să reacționăm? Și dacă am reacționat, oare cum ar trebui să o facem, Laurențiu Rebeca? Suntem totuși într-un stat democratic unde legile trebuie să fie aplicate și aplicabile. Adică vrem să schimbăm guvernul, sunt două situații pe care putem schimba moțiunea de cenzură care se pregătește sau alegeri. Adică trebuie totuși să respectăm și lucrurile astea. Noi criticăm, opoziția are acest rol și de cele mai multe ori președintele ca mediator trebuie să ridice astfel de probleme și să găsească soluții prin care guvernul să aplice ceea ce a promis în campania electorală, dar din nefericire nu putem face altfel.
Asta este, nu avem, vrem sau nu vrem. Se lasă ca la nunta aia cu fata mare, se lasă unul pe altul și rămâne asta cu onoarea intactă. Hai să mergem, apropo de fete mari, noi am scăpat o știre extrem de interesantă și care ar trebui să facă din România raiul pe pământ, da? Ieri s-a organizat la un mega hotel din București un summit internațional pe care presa ocupată cu pilonul 2, pilonul 14, Viorica și ce mai e Klaus Iohannis a uitat să îl dezbată la întreaga lui valoare. Ei bine, a fost summitul internațional al videochatului, doamnelor și domnilor, iar acolo s-au prezentat o seamă de videochatiste care și-au împărtășit experiența, nu doar din România, ci videochatiste de pe tot, din toată Europa și am aflat că au fost invitați, culmea, și din Statele Unite ale Americii. Ei bine, o astfel de manifestare internațională, domnule, eu n-am văzut așa, nu știu, o participare de la guvern sau ceva de genul ăsta. Domnule, ca să-i dăm greutate, totuși este un summit internațional. Nu cred că au fost invitați. În primul rând, de ce nu cred că a fost invitat guvernul și, repet, eu în redacție am aflat de acest eveniment, un prieten din presă a avut o conferință hotelul unde a fost și a făcut niște fotografii incognit. Hai. Și atunci am primit invitație de la unul de organizatorii aseară, da, la petrecerea de după, da, la petrecerea de după. Ziua. Da, ziua a fost. Eu eram în redacție, le-am spus colegilor mei de la Capitale, văzând, fraților, pierdem o știre importantă pentru noi. Care? Și le-am spus că e un summit internațional, videochat în Capitală, mult mai important decât un pilon de pensie, decât orice altă autostradă. Nu, da, fetele astea aduc bani de afară, da, dom'le. Adică dacă vorbim de studiourile legale de videochat, și bani mulți. Cei care prestează acolo aduc foarte mulți bani în asta. Adică eu nu văd, de exemplu, acum o posibilitate, iertați-mi ironia, așa, dar cred că 8 din 10 adolescente spre studenție înclină să creadă, dacă văd ceea ce scrie în presă cu zi anunțuri de angajare la videochat, înclină să creadă că n-are rost să facă o facultate sau orice, când poți să câștige sute sau chiar mii de euro prestând niște discuții mai puțin sau mai mult dezgolită prin intermediul internetului. De acum tu ești tendențios, dacă ne gândim că... Cum sunt? Tendențios. Nu înțelegeam cuvântul, scuze. Ești foarte rău. Acum, la modul serios, dacă ne gândim că o absolventă de facultate, de medicină, 5 ani, în care a învățat, deci n-a putut să aibă un part-time job, pentru că nu avea cum să aibă part-time job, pentru că cursurile se fac dimineață și în rest multă practică. Cu doi părinți care sunt, nu zic bugetari, că deja bugetarii ăștia, nu știu, unii dintre ei mai bogați decât noi, doi părinți modești, iar ce poate să facă? Cum se întreține? Ce face? Unde se angajează? O luăm pe tânăra care a terminat orice facultate, știe două limbi străine bine și vrea să se angajeze. Care este salariul mediu pe economie? Nu știu. Ce-și păști? Poate... Ce-și cât e? 2000, nu știu, 500 de euro. Stai, că aici mă iau de voi, televiziunile. Ia. Ne uităm la televizor. Deschide orice tânără televizorul și nu se uită la noi, că noi interesează, se uită la emisiunile alea în care tot vede alte tinere, vede alte tinere bine îmbrăcate, plimbate peste tot, nu că îi abundă televiziunile de știri din alea, prințesa nu știu care a fost nu știu unde și și-a luat nu știu ce. Și tânăra noastră ce să vrea? Să fie, nu știu, muncitoare la APACA? Sincer. În afară de evenimentul special care ne-a pus încă o dată pe harta, pe harta țărilor cu mari evenimente, pentru că vedeți, domnule, noastră, guvernul să chinuie să aducă, să facă astfel de imagine. Bune, dar revenind la ce a spus dumneavoastră, cred că este important pentru noi să realizăm că specializările care în momentul de față sunt în piața muncii nu sunt cele pe care trebuie să le avem. Programa școlară care programa... în momentul acesta rulează, sigur, nu ajută elevul peste 10 ani să se încadreze am pierdut legătura între cerere și ofertă, pentru că de multe ori ceea ce cere piața nu este... Noi da, ele nu. Dar mă bucur, ne spun că sunteți de acord cu mine, dar tăi nu sunt chiar aici. Mie îmi place că poporul român are umor, zice, domnule, nu există meseria de videochatistă cum titrați voi, cele mai multe fete care fac videochat și pe care le întrebi ce meserie au, spun că lucrează în IT. Da? Prin calculator comunică. Am înțeles că
România are peste 100.000 de fete care lucrează în domeniu. Tu le tu îți dai seama ce bazin electoral? În domeniul IT? Da. Cum? Că sunt mai mulți și domeniul IT. Noi, domeniul IT în sensul că face video chat pe calculator. Da, dar gândește-te industria asta, câtă meseria de agente mai salvează. Manicuriste, machioze, electricieni, ăștia pe securitate de IT și așa mai departe. Deci dacă ne uităm puțin câte taxe sunt plătite de cea mai mare firmă de video chat, o să rămâneți uimiți că nu plătește guvernul atâtea vorba aia compensații. Păi uite investitorul român. Și noi ne plângem că investitorul român n-are de treabă aici în România. Acolo la video chat nimeni nu contestă licitația, că nu se face licitație. Da? Licitație. Acolo e pe competență la video chat. Da? Știi limba aia, știi să vorbești, știi să scrii, știi să te miști, chestii, alea sunt chestii care se învață. Și de-aia e bunul summit ăsta în România, pentru că ele fac schimb de experiență. Ele învață unele de la altele și ne îndreptăm către o meserie arhicăutată în România. Ce absolvezi de ASE, că toți erau economiști? Ce absolvezi de drept, că toți erau avocați? Uite, frate, meserie de viitor. Peste câțiva ani n-o să fii tu uimit când o să descoperim că vreo politiciană tânără și fâșneață care ne place nouă și zice, mamă, ce priză are la public și a început ucenicia. N-ar trebui să căutați prea mult. Nu? Adică nu căutați, nu? Okay. Important este de la zi, deci nu trebuie să ne gândim ca și background. Da, deci, da, dacă ne uităm deci așa... Bune, nu, deci pe bune, acum ceea ce spunea citându-l, Gelu Diaconu, citându-l pe președintele Iohannis, care nu știu pe cine am mai citat, domnule, deci pe bune, suntem în absurdistan. Deci, noi avem manifestări asupra cărora nu ne aplecăm, domnule. Deci avem un summit internațional cu 100.000 de angajați 100.000 de angajați legali în România, legal în România și nu tot trimis tu o delegație de la guvern, nu știu, eu știu și eu, Olia, Olguța, Vasilescu, ceva, domnule, s-o trebuiți acolo, bă, guvernul România, vă mulțumește pentru tot. Sau bine, uite, Ministerul Muncii, uite, bă, eu ce zic, Ministerul Muncii, Rovana Plumb, de la fonduri europene, că vin banii de afară. Ministerul Sănătății, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației. Dom'le, deci trebuia să fie acolo o grămadă de oameni care să ce? De sute de persoane au fost din mai multe țări. Bun, a scăpat evenimentul vieții voastre și anume summitul internațional al videochatului. Cine știe ce mai apare până mâine. Până atunci le mulțumesc invitaților. Vă spun că vine Nadia Ciurlin cu știrile pe 1 TV. Vă mulțumesc că vă uitați la prea frumoasă emisiune. Ne revedem mâine la aceeași oră, 13, pe B1 de la 1. Toate bune!